Inculpatul Dan Radu, cercetat sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de trafic de influență, din care una în formă continuată, rămâne în continuare în arest preventiv. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj menține măsura preventivă față de inculpat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Sentința a fost pronunțată în ședința Camerei de Consiliu miercuri 17 februarie și are drept de contestație 48 de ore de la comunicare. În perioada 2012-2015, inculpatul Dan Radu a pretins și primit de la o persoană mai multe sume de bani și bunuri imobile, lăsând să se înțeleagă care influența asupra funcționarilor primăriei municipiului Zalău, cu atribuții în domeniul reconstruirii dreptului de proprietate, influență în urma căreia martorului denunțător și fratelui acestuia le-au fost eliberate un număr de 4 titluri de proprietate pentru o suprafață de peste 10 hectare de teren. Condiția impusă pentru ajutorul acordat a fost ca cele două persoane beneficiare ale titlurilor de proprietate să îl mandateze pe inculpat prin acte autentice pentru vânzarea ulterioară a acestora. Din banii rezultați, inculpatul Dan Radu a pretins cu titlu general o parte din prețul de vânzare al terenurilor, fără a se stabili un procent care să îi revină, convenind ca pe măsura vânzării acesta să-și rețină o parte din banii încasați. Astfel, în perioada 2013-2015, din totalul sumelor înscrise în contractele de vânzare-cumpărare, martorul denunțător și fratele său au primit suma de 22.700 de euro în mai multe tranșe, ce reprezintă un procent de 40% din valoarea declarată a vânzărilor, care se cifrează la aproximativ 52.000-53.000 de euro. Valoare stabilită prin echivalarea prețului în lei înscris într-un număr de 6 contracte de vânzare-cumpărare ce privea o suprafață totală de 14.973 de metri pătrați situați în municipiul Zalău. În cazul unuia dintre contracte, inculpatul Dan Radu a dobândit prin metoda simulației, prin interpunerea unei persoane apropiate, o suprafață de teren de 8.433 de metri pătrați, prețul înscris în contract fiind de 120.000 de lei. În aceeași manieră a procedat inculpatul Dan Radu și în cursul anului 2011, când urmarea influenței pretinse a fost emis pe numele a două persoane un titlu de proprietate ce privea o suprafață totală de 8.684 de metri pătrați, situată în intravilanul municipiului Zalău. De această dată, inculpatul a pretins un procent de 1% din prețul de vânzare al terenurilor respective. Până în prezent, în acest caz, valoarea terenurilor înstrăinate se ridică la peste 307.884 de lei, conform prețurilor înscrise în contractele de vânzare-cumpărare.